Bună ziua! În ședința de guvern de astăzi am început pregătirea pentru bugetul anul acesta, 2021. În acest sens, am făcut o solicitare fiecărui minister, o notă prin care am cerut mai multe lucruri. În primul rând, am cerut o analiză a actelor normative care sunt în vigoare și au un impact bugetar, dar nu pot fi susținute în totalitate în bugetul anului 2021. Și alte acte normative, bineînțeles, care sunt în vigoare, dar care nu pot fi puse în aplicare în acest an, datorită unor necolorări legislative. Deci toate acte normative pentru fiecare minister, cu impact bugetar și să vedem unde le punem. Am cerut, bineînțeles, pentru aceste acte normative, fiecare ministru va trebui să vină cu o notă de prezentare și cu soluții. Al doilea lucru pe care l-am cerut și l-am solicitat miniștrilor a fost ca acele ministere unde există în subordine operatori economici să facă o analiză pe baza rapoartelor contabile de situația financiară, ceea ce am mai prezentat. Și să ne spună pe 4 februarie, fiecare ministru va trebui să prezinte spre aprobare în guvern un memorandum care să conțină situația actuală a acestor companii, a acestor operatori economici, cauzele care au determinat înregistrarea de pierderi, plăți restante, arierate și așa mai departe, și, bineînțeles, un set de măsuri concrete, cuantificabile și cu termene clare de realizare pentru eficientizarea acestor companii, acestor operatori economici. Așa cum am spus, acordarea unor sume de la buget pentru acești operatori economici o să fie condiționată ferm de respectarea implementării măsurilor menționate în acest memorandum. Pentru fiecare companie, minister va exista un memorandum, condițiile vom vedea acolo, iar bugetul sau banii care vor fi alocați acestor companii vor fi condiționați de acest memorandum, de aceste condiții. Al treilea lucru cerut de la ministere, experiența situația proiectelor de investiții. Un lucru pe care l-am analizat și anul trecut și vă spun că am văzut o practică, m-am uitat în ultimii prin 2016-2020, o practică ciudată. Proiecte care au fost incluse în buget, unele au fost bugetate, altele nu au fost bugetate, dar și unele care au fost bugetate și execuția a fost foarte proastă. Deci am cerut o listă cu toate proiectele de investiții care au fost incluse în anul trecut, execuția în 2020, execuția pe fiecare buget, să vedem cum stăm cu ele. Aceste liste și încă o listă cu proiecte de investiții care au fost incluse în bugetul pe 2020, dar nu au avut prevăzute credite de angajament, deci au fost doar incluse acolo. Aceste liste vor fi trimise către Cabinetul Primului Ministru și Ministerul Finanțelor Publice. Pe baza acestor liste vom face prioritizarea și vom bugeta aceste proiecte de investiții pentru anul 2020. Am fost prezentată o notă de informare de la Ministerul Finanțelor Publice, care o să fie, care la bază va sta la baza unui memorandum făcut de Ministerul Fondurilor Europene, fost Fondurilor Europene și Ministerul Finanțelor, cu proiectele care pot fi finanțate din fonduri europene și nu de la buget de stat. Este un lucru pe care l-am anunțat și anul trecut când anunțam Ministerul Finanțelor. Vrem ca acele proiecte de investiții care pot fi finanțate din fonduri europene să fie finanțate din fonduri europene, să nu mai punem presiunea pe bugetul de stat. Și aici vom avea și această listă. Săptămâna viitoare începem procedura pentru bugetul în 2021 cu pregătirea limitelor pentru fiecare minister în parte. Propunem ca bugetul să intre în Parlament în 4 februarie să fie dezbătut atunci și aprobat. Până atunci vom face toate aceste analize. Cam acestea sunt lucrurile pe care vreau să le spun în ședința de guvern de astăzi. Domnul ministru Câmpeanu va prezenta un proiect de ordonanță de urgență. Dacă sunt întrebări. Bună ziua, Maria Toader, Antena 3. În ceea ce privește proiectul de buget, ca să terminăm cu proiectul de buget, ce durează atât de mult în realizarea acestui buget, în condițiile în care, iată, în momentul de față funcționăm, știm foarte bine,
cu o doișpime din cheltuielile anului trecut, mai ales când dumneavoastră spuneați că aveați pregătită o formă a proiectului de buget pe anul 2021, chiar dacă este un număr mai mare de ministere, practic vorbim de același impact bugetar în mare pe care putea să-l aveți în calcul. Pe de o parte, le dăm șansa colegilor miniștri să-și cunoască ministerele. Și ceea ce această solicitare pe care am făcut-o astăzi este în acest sens. Vor avea șansa să cunoască exact ce proiecte de investiții au, ce companii au în subordinare, dacă sunt profitabile sau nu, să vină cu plan de restructurare și, bineînțeles, legislația în vigoare. Este o analiză pe care n-am mai văzut-o să fi făcut cineva înainte de un buget. Eu am spus foarte clar și sunt ferm. Vreau să facem reformă. Banul public nu o să mai fie cheltuit aiurea, de aceea este nevoie de această analiză transparentă. În același timp, la fel și cu prioritizarea proiectelor de investiții. Vreau să bugetăm acele proiecte de investiții care pot fi făcute anul acesta, nu doar să bugetăm proiecte de investiții în general, să arătăm o cifră mare. Vă spun că pentru 2020, din estimările mele, dar domnul ministru Finanțelor vă va confirma, sau afirma zilele următoare, am reușit iar un record cu investițiile, sunt în jur de 53 de miliarde, nu am cifra exactă, veți vedea după 12 luni de zile. Dar și aceste investiții trebuie analizate. Vreau să văd că acești bani au fost cheltuiți eficient și că au dus la creștere economică. De aceea, această bugetare în acest an este foarte riguroasă. Durează puțin mai mult, dar o să vedeți că impactul o să fie unul pozitiv pentru economie. Tocmai pentru că la economie mă gândesc că mediul de afaceri ar trebui să știe pe ce ar trebui să se bazeze pentru anul în curs, deja a început anul. Și în același timp, dumneavoastră spuneați într-o declarație pe care o făceați chiar la începutul anului 2019 că o întârziere a proiectului de buget într-un an este inacceptabilă pentru că vine doar în momente de criză. În momentul de față nu credeți tocmai că o bună predictibilitate ar fi de ajutor mediului de afaceri, având în vedere că nu există în momentul de față nici măcar strategia fiscal-bugetară care să fie făcută public sau măcar PIB-ul estimat pe care dumneavoastră lucrați? Deci, haideți să le luăm pe rând. Predictibilitate. Mediul de afaceri are din partea mea cea mai mare predictibilitate. Am spus că nu se va umbla la codul fiscal. Nu se umblă, nu umblă la taxe, totul merge înainte. În al doilea rând, ceea ce privește strategia fiscal-bugetară, programul de guvernare al acestei coaliții spune foarte clar. Vrem să reducem deficitul bugetar sub 3% în 2024. Deci avem deja o țintă fermă, clară, de care ne vom ține. Am spus care este estimarea de deficit bugetar pentru anul acesta, pe care mergem, 7%. Acestea sunt detaliile pentru mediul de afaceri și veți vedea că mai mult de atât mediul de afaceri nu are nevoie. Restul sunt detalii pentru modul în care noi vom distribui banii în acest an. În același timp am vrut să vedem și execuția pentru anul trecut, să știm exact cum au funcționat măsurile pe care le-am luat. Ați văzut că am luat-o pe baza execuției de anul trecut, am prelungit o serie de măsuri care erau în trecut în interesul mediului de afaceri. Deci lucrurile, eu cred că merg în direcția care trebuie. Vom vedea dacă mai apare ceva, vă vom comunica. Și o clarificare pe salariul minim, de ce nu l-ați aprobat dumneavoastră? Chiar spuneați la acest pupitru că săptămâna aceasta veți aproba proiectul cu privire la salariul minim. Iată că nu este. Că este în avizare, era nevoie de testul IMM, nevoie de CES, sunt mai multe lucruri. Când va fi gata cu aviză? Testul IMM ar fi trebuit să fie obținut înainte să înceapă toată procedura de avizare. Dumneavoastră spuneați că mai sunt doar câteva avize, nu și testul efectiv. Este procedura de avizare, o să fie, știe toată lumea cât este salariul minim în 2021. Deja. Alisa Bernaschi, Observator Antena 1. Domnule premier, aș vrea să vă întreb când veți aproba acea ordonanță de urgență prin care cadrele medicale care vor vaccina românii vor fi plătite și cu cât aveți de gând să îi plătiți? A fost astăzi în primă lectură, săptămâna viitoare să fie aprobată. Ne puteți spune ce prevede în mare această ordonanță de urgență? Suplimentar au fost introduse, dar nu este o formă finală, suplimentar au fost introduse un mod de a motiva și medicii de familie să participe la această campanie de vaccinare. Sumele vom vedea, vom discuta asupra acestor sume, nu știu dacă să rămân cele finale din acest proiect de ordonanță, dar față de proiectul inițial a fost introdusă și o schemă de motivare pentru medici de familie ca să ajute la campania de vaccinare. În afară de medici de familie, cine va mai vaccina? Adică primiți inclusiv rezidenți voluntari?
Da, sunt și rezidenți și voluntari. Rezidenți, voluntari nu știu dacă sunt în această formă, dar, repet, este prima lectură, va fi în procedura de avizare și în funcție de cum vor fi ministerele care vor mai întoarce să vor adăuga lucruri, vom vedea cum va arăta. Eu zic că schimbarea majoră este introducerea acestei scheme de motivare pentru medicii de familie și foarte bine pot ajuta foarte mult. Săptămâna viitoare am putea să vedem această ordonanță aprobată? Este, trebuie să fie săptămâna viitoare. Am cerut Ministrului Sănătății să aibă avizele pentru săptămâna viitoare. Suntem pregătiți pentru cea a doua etapă de vaccinare, domnule premier? Da, suntem pregătiți. Și eu zic că în România campania de vaccinare merge bine. Și iar estimările pe care le avem, să mergem către 150.000 de vaccinuri pe zi, arată clar că direcția este una bună. Am spus, dar acum sunt 230, erau ieri când am comunicat cu profeții 230, nu știu câte sunt astăzi centre de vaccinare, dar ținta de a avea 1.000 de centre de vaccinare este una ambițioasă, sunt sigur că va fi atinsă. Trebuie să facem mai multe vaccinuri, să creștem ritmul în care vin vaccinuri în România. Asta este, de fapt, o provocare, dar aici suntem limitați și de ce se întâmplă în Uniunea Europeană, cum sunt vaccinurile aprobate și să fie după aceea livrate. Vicepremierul... Dar noi suntem gata să vaccinăm, eu spun, 100.000 de oameni cât mai rapid. Vicepremierul Kelemen Hunor spunea că insistă ca școlile să fie redeschise pe 8 februarie. Aș vrea să vă întreb dacă ați avut o discuție cu dânsul și dacă sunteți și dumneavoastră de acord că școlile ar trebui redeschise de pe 8 februarie. Da, bineînțeles. Am avut discuție și cu domnul Hunor și cu domnul Barna. Da, și eu vreau să fie redeschise școlile, vreau să redeschidem și restaurantele. Am spus acest lucru și anul trecut. Din punctul meu de vedere, dacă nu ar fi problema pe sănătate, aș vrea să fie redeschise. Avem această condiționare de pandemie. Domnul ministru va prezenta modificarea din ordonanța de urgență, dar personal, eu cred că trebuie să facem totul să putem să redeschidem școala cât mai devreme. De aceea e important să, ca și pe lângă campania de vaccinare, să avem și această campanie de reducere a efectelor pandemiei, să menținem ritmul. Până acum am văzut că a scăzut numărul și am ajuns la un nivel confortabil. Sunt orașe care au ieșit din carantină, municipii. Trebuie să mergem în această tendință. Dacă păstrăm această tendință, putem să redeschidem școlile pe 8 februarie. Dar este important, repet, campania de vaccinare este importantă, avem resursele și este prioritate zero. În același timp trebuie să păstrăm și această campanie de a reduce efectele pandemiei, să nu uităm că trebuie să păstrăm în continuare distanțare, să purtăm mască, dezinfectant, etc. Cătălina Mănoiu, Realitatea Plus. Dacă profesorii nu se vor vaccina într-o rată mai mare, luați în calcul posibilitatea de a aplica același criteriu, un stimulent financiar, cum se întâmplă în cazul medicilor? Nu, în cazul medicilor nu este un stimulent financiar pentru medici să se vaccineze. Este pentru medici de familie să ajute campania de vaccinare, să înscrie oameni să se vaccineze. Deci nu. Totuși am văzut și la nivelul Uniunii Europene și în Statele Unite că există acest stimulent de vaccinare. Luați în calcul să îl implementați? Nu, eu văd că în România există un interes pentru vaccinare. Nu luăm în calcul în acest moment așa ceva. Doar 50% din cadrele didactice au spus că se vor vaccina. Sunt estimări. Eu zic să vedeți atunci când va fi vaccinarea că vor fi mai mulți decât și vor fi majoritatea. Nu aș merge pe estimări și pe sondaje. Mergem pe ce se întâmplă în realitate și veți vedea că va fi o campanie de succes de vaccinare. Ați vorbit despre proiecte care nu pot fi susținute financiar pe parcursul acestui an. Din datele pe care le aveți, despre ce vorbim mai exact? De aceea am cerut această situație. Păi nu aveți până acum o evaluare parțială? Eu am cerut fiecare ministru astăzi să prezinte situația cu proiecte de care au fost finanțate anul trecut, care trebuie finanțate, companii, tot. Și vom vedea după aceea informarea. Eu am informările mele, dar aș vrea ca fiecare ministru să vină și cu soluții și să vină și cu aceste liste. Ce risc ministrii care nu vor performa în acel ritm trimestrial pe care dumneavoastră îl anunțați în funcție de aceste planuri de reorganizare a companiilor cu probleme? Nu vor exista astfel de ministri, sunt sigur că vor performa toți. Mulțumesc. O clarificare, ministru. Săptămâna viitoare expiră starea de alertă, dacă o veți prelungi, va fi o ședință de guvern, nu expiră. Vom lua o decizie în funcție de situația în acel moment. Și vreau să vă mai întreb și eu ceva, mulțumesc, că nu am apucat să mă întreb. Referitor la campania de vaccinare, există posibilitatea extinderii schemei de vaccinare, astfel încât familiile medicilor de asemenea să fie vaccinate în prima etapă? S-a pus această problemă? Nu am avut această discuție în acest moment. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule ministru.
În ședința de astăzi a fost adoptată o ordonanță de urgență de modificare a legii 55/2020 cu un articol unic pe care vi-l prezint. În perioada 8 februarie 2021, prin excepție de la prevederile aliniatului 1, în baza și sub rezerva analizei situației epidemiologice la nivel național, realizată de Ministerul Sănătății, împreună cu Centrul Național de Coordonare și Conducerea Intervenției și în baza hotărârii Comitetului Național pentru Situații de Urgență, prin ordin al Ministrului Educației, se poate dispune suspendarea activităților care impun prezența fizică a antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ și continuarea activităților didactice în online. Precizăm că dispozițiile prevăzute la articolul 38, aliniatul 1, din legea 55/2020, au avut aplicabilitate până la data de 31 decembrie 2020. În condițiile în care pandemia de COVID-19 afectează încă, după cum știm, sănătatea populației, se impune adoptarea în regim de urgență a cadrului legal, care să asigure desfășurarea procesului de învățământ, astfel încât cadre didactice și elevii să beneficieze de drepturile constituționale la învățătură și sănătate, în condiții de siguranță epidemiologică, demonstrând în același timp dorința Guvernului de trecere a școlii în format clasic, începând cu cel de-al doilea semestru al anului școlar 2020-2021, sub rezerva evoluției epidemiologice. Vis-a-vis de întrebarea pe care i-ați adresat-o domnului prim-ministru, nu avem un rezultat cu privire la disponibilitatea personalului de învățământ de vaccinare. Sunt 340.000 de angajați în Sistemul Național de Educație. Am lansat o interogare. Așteptăm raportările numerice cu privire la disponibilitatea de vaccinare până la data de 15 ianuarie, orele 16. Acesta va fi rezultatul, nu acele sondaje realizate pe eșantioane mici. Deci până în 15 ianuarie, orele 16, vom avea disponibilitatea de vaccinare a celor 340.000 de angajați din sistemul de învățământ. Am precizat că răspunsul privind disponibilitatea de vaccinare nu constituie nicicum o obligație de vaccinare. Dar pe baza acestui rezultat, sigur că da, împreună cu coordonatorul campaniei de vaccinare, va putea fi pregătit numărul de doze, precum și ordinea, prioritatea acordată personalului din învățământ pentru vaccinare, prioritate care sunt convins că va fi corelată perfect cu importanța educației în România și în orice țară, cu importanța deschiderii școlii în regim clasic. Analiza va fi efectuată după jumătatea lunii ianuarie, după ce vom avea date privind evoluția epidemiologică, rata de infectare în urma vacanței de iarnă, după ce vom avea o imagine mai clară asupra evoluției campaniei de vaccinare, după ce vom analiza și măsurile adoptate de alte state aflate în situații similare și nu în ultimul rând, după ce vom avea realitățile din sistemul de educație, pentru care Ministerul Educației a cerut raportarea estimată a celor care s-au aflat în dificultate cu privire la urmărirea procesului de învățare online. Termenul este de 11 ianuarie. În cea de-a doua jumătate vom face această, a lunii ianuarie, vom face această analiză, iar decizia va fi luată în ultima decadă a lunii ianuarie, cu privire la redeschiderea școlilor în format clasic. Nu excludem niciun scenariu care va rezulta în urma unei analize făcute responsabil și profesionist, cu toate aceste date la dispoziție. Dacă aveți întrebări? Domnule ministru, aș vrea să vă întreb dacă există, dacă luați în calcul, ca măcar acolo unde rata de incidență, în localitățile în care rata de incidență este foarte mică, sub 1,5, spre exemplu, să redeschideți totuși școlile chiar mai repede de 8 februarie. Mulțumesc pentru întrebare. Atunci când am precizat că nu excludem niciun scenariu care va rezulta în urma acelei analize responsabile și profesioniste, implicit am spus că luăm în considerare și scenariul în baza căruia dăm prioritate celor mici din grădinițe și învățământul primar și scenariul în baza căruia dăm prioritate zonelor cu rate de infectare mai scăzută și scenariul în care prioritizăm elevii care vor susține examenele naționale și scenariul în care, Doamne ajută, putem deschide toate școlile din România. Toate aceste scenarii vor fi luate în considerare numai și numai în funcție de analiza dependentă de evoluția ratei de infectare și de evoluția campaniei de vaccinare. Dar numai repede de 8 februarie. Numai repede de 8 februarie. Deci orice scenariu, pentru semestru. Nu are cum.
Datele le vom putea avea după jumătatea lunii ianuarie, analiza o vom face până la finalul lunii ianuarie, deci mai devreme de semestru, pe 29 ianuarie, elevii intră în vacanță. Fizic, logic, nu se poate lua altfel. Dacă sunt și alte întrebări? Ceea ce privește partea de salarizare care îi vizează pe profesori, în continuare știm că sunt foarte multe nemulțumiri pe această zonă. Deja au existat în spațiu public avertizmente din partea reprezentanților sindicatelor că vor să iasă în stradă să consideră nemulțumiți, chiar păcăliți, dacă îmi permite să-mi spun, de partea executivului, în condițiile în care se promisese o prorogare doar de un an, și acum iată că vedem prin acea ordonanță de la sfârșitul anului trecut până la sfârșitul anului în curs că nu vor avea parte din nicio majorare. Veți mai avea discuții, veți încerca să-l convingeți pe premier de această dorință a profesorilor, cum veți face? Cadrele didactice din România merită cu siguranță un regim motivant de salarizare. Pe de altă parte, există, așa cum bine ați precizat, și o lege a salarizării. În același timp, aș vrea să vă spun că în costul standard per elev, care are o componentă destinată salariilor, această componentă în ultimii 4 ani, din 2016 până în 2020, s-a dublat de la 3.024 de lei componenta destinată salariilor în 2016 la 6.111 lei componenta destinată salariilor în 2020. În același timp, componenta destinată tuturor cheltuielor de funcționare a școlilor, cheltuieli materiale, de la energie electrică, alimentare cu apă curentă, acolo unde există încălzire foarte importantă pe timp de iarnă, cheltuieli cu substanțe de igienă, cheltuieli mai nou cu substanțe de protecție anticovid, cheltuieli de pregătire profesională, multe alte cheltuieli, în 2016 erau 321 de lei pe elev, acum sunt 387 de lei pe elev. Deci, din punctul meu de vedere, asum această declarație, urgența este o creștere semnificativă a costului standard pe elev pentru ca școlile din România să poată funcționa, fără să neglijăm componenta de creșteri salariale. Există posibilitatea, o să discutăm cu ministrii de resort și cu primul ministru, să introducem, poate, o componentă salarială de motivare în funcție de performanță prin Programul Național de Redresare și Reziliență. Spre exemplu, există multiple variante, le analizăm cu toată atenția, știind că profesorii din România au făcut față cât se poate de bine, în condițiile în care sisteme de educație mai avansate, recunoscute ca fiind mai avansate decât cel din România, au avut dificultăți în a convinge cadrele didactice să se implice în predarea online, fără echipamente, fără o instruire specifică. În România, cadrele didactice au făcut eforturi, fiecare cum s-a priceput mai bine, pentru ca procesul de învățământ să continue. Deci există merite deosebite care trebuie recunoscute și trebuie să existe și motivație. Nu vă ascund faptul, n-aș fi vrut să devoalez aici, în cursul zilei de mâine vor exista consultări cu toate sindicatele din educație, consultări cu toate asociațiile studenților din România, consultări cu Consiliul Național al Elevilor din România, consultări cu Consiliul Național al Rectorilor din România, consultări cu Federația Asociațiilor de Părinți din România. Toate aceste consultări vor avea în vedere, printre alte aspecte importante în domeniul educației, și subiectul întrebării dumneavoastră. Mulțumim!